Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Italia confirmă al patrulea deces provocat de temutul coronavirus. Este vorba de un bărbat în vârstă de 84 de ani din Bergamo, regiunea Lombardia. Astfel, în doar două zile, Italia a devenit a treia cea mai afectată țară din lume. România ia măsuri severe de prevenție și control atât la granița de vest cât și în aeroporturi din cauza numărului mare de cetățeni români aflați în peninsulă, dar și a fluxului de călători între cele două țări. Totodată, o Universitate din Arad, unde învață mai mulți studenți italieni, și-a suspendat activitatea. Panică în Italia, unde numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus a crescut brusc. Autoritățile anunță al patrulea deces provocat de virusul ucigaș după ce alți trei oameni, aflați la o vârstă înaintată, au fost răpuși anterior. Potrivit ultimilor statistici, în total au fost înregistrate peste 150 de cazuri de îmbolnăviri, aproape jumătate dintre acestea fiind depistate în ultimile 24 de ore. Doi pacienți s-au făcut bine, în timp ce 18 sunt în stare gravă sau critică. Provincii din Italia au raportat până acum cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Este vorba despre Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio și Piemont. Cea mai gravă situație este în nordul peninsulei, în provinciile Lombardia și Veneto, unde locuiesc concetățeni de-ai noștri, dar și sute de mii de români. Din cauza coronavirusului, în această noapte, la ora 24, a fost închis carnavalul de la Veneția. Italia este prima țară din Europa care pune orașe întregi sub carantină. S-au închis școli, spitale, tribunale, restaurante și magazine. Orașele sunt de-a dreptul pustii, rafturile magazinelor sunt goale, iar în farmacii nu se mai găsesc măști sau substanțe dezinfectante. În aceste condiții, Republica Italiană a devenit țara cea mai afectată de coronavirus din Uniunea Europeană, dar și al treilea focar COVID-19 din lume. Întrucât în Italia se află cea mai mare diasporă românească, Bucureștiul ia măsuri drastice de prevenire a infectării cu temutul virus. Pasagerii care sosesc pe aeroportul Otopeni din Italia, mai exact din zonele Milano, Bergamo, Treviso și Torino, intră în România prin zona de charter și sunt supuși controlului. Aceștia sunt plasați în carantină 14 zile, iar în cazul în care nu respectă regulile, sunt pasibili de pedeapsă, anunță Ministerul Român al Sănătății. Din cauza numărului mare de studenți italieni, Universitatea de Vest din Arad își suspendă preventiv cursurile. Această măsură a fost luată pentru limitarea oricărui risc exterior de infectare cu coronavirus. Până acum, autoritățile italiene nu au anunțat că printre cei afectați s-ar regăsi și români. Organizația Mondială a Sănătății este îngrijorată de numărul de cazuri care nu au legătură clară între ele, după ce unii dintre cei infectați nu au călătorit în China și nu au intrat în contact cu unele din cazurile confirmate. În Coreea de Sud, după ce numărul de persoane infectate a crescut din nou, ajungând la peste 760 și s-a înregistrat încă două decese, s-a declarat alertă roșie. Au murit în total 7 oameni din cauza COVID-19. Iranul a înregistrat încă 3 decese, iar numărul total de oameni care au murit din cauza coronavirusului a ajuns la 8. Totodată sunt infectate 43 de persoane. În Hong Kong s-au confirmat până acum 74 de cazuri de infectare și 2 decesuri. În China, de unde a pornit epidemia, numărul total al persoanelor infectate este de peste 77.000 și al deceselor este de aproape 2.600. Autoritățile chineze au creat în ultimile două săptămâni o anumită confuzie în ceea ce privește bilanțul contaminărilor și deceselor din China, modificând de mai multe ori metodele de numărare a acestora. Oameni panicați, izolați în case, rafturi goale prin magazine și criză de măști în farmacii. Este tabloul trist din regiunile italiene afectate de coronavirus. Echipa noastră a reușit să ia legătura cu Victoria, o moldoveancă stabilită în Ferrara, regiune care a intrat oficial în carantină după ce în vecinătatea sa, mai exact în regiunea Veneto, a fost înregistrat un caz de deces din cauza virusului ucigaș, iar alte 10 de persoane au fost testate pozitiv. Ce detalii ne-a furnizat moldoveanca și cu ce recomandări vine Ministerul de Externe de la noi, aflați în continuare. Moldoveanca stabilită în Italia spune că încearcă să evite locurile aglomerate, mai ales pentru cei doi copii ai săi. Potrivit ei, toate ieșirile din casă se rezumă la centrele comerciale, pentru procurarea produselor de strictă necesitate, desigur dacă mai găsește ceva pe rafturi. Și asta pentru că, spune femeia, oamenii din oraș s-au panicat și au luat cu asalt toate magazinele pentru a-și face provizii alimentare.
tot închis, manifestații, muzei, școli, grădinițe, tot astea ca și cum carantină, cum se zice, adică practic nu și centrele comerciale sunt închise, dar se găsește foarte puține produse. Ieri la casele de la magazin era mai ceva decât la sărbători de Crăciun și de Anul Nou. Cozi imense sunt și în farmacii. Oamenii cumpără cu disperare măști de protecție și produse pentru dezinfectare. În magazin e panic, nu găsești paste, produse dezinfectante, alcoolul care e pentru dezinfectat suprafețe, adică zero. Toți sunt panicați, nu găsesc măști. S-au cumpărat toate și practic acum sunt și produs sau se aduc. Dacă se aduc, apoi practic și cumpăra și de dată. Suntem pe zero. Victoria mai spune că oamenii au fost avertizați de către autoritățile din Italia că la apariția primelor simptome să nu iasă din casă. Dacă avem tuse sec, adică tuse sau fiebre și am venit dintr-un loc aglomerat, chemăm ambulanța, nu se duce la urgență, pe la spitalele de urgență, ca să nu afectăm, în caz că suntem afectați, nu afectăm altă populație, cum s-ar zice. În contextul creșterii numărului de cazuri confirmate de infecții cu virusul COVID-19 în Italia, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor din Moldova aflați în Italia să respecte cu strictețe recomandările autorităților italiene la acest subiect. Totodată, oamenii sunt informați că pot apela non-stop la numărul verde 1500, la care sunt oferite informații în limbile italiană, engleză și chineză. De asemenea, persoanele sunt rugate să se abțină de la călătorii, frecventarea locurilor publice și să iasă din casă doar în cazurile de strictă necesitate și să atragă o atenție deosebită igienei și dezinfecției. La fel, pentru evitarea aglomerațiilor și expunerii la riscurile de infecții, pe perioada respectivă, moldovenii aflați în Italia sunt rugați să se adreseze pentru servicii consulare doar în cazuri de urgență și situații excepționale la consulatele Republicii Moldova din Milano și Padova. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță cod galben de alertă națională privind coronavirusul. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă după încheierea ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale și Urgențe de Sănătate Publică. După un weekend în care acest virus a pus pe jar întreaga Europa, autoritățile de la noi abia luni spre amiază au anunțat oficial măsurile pe care au de gând să le întreprindă pentru a proteja cetățenii moldoveni de virusul ucigaș. În acest sens, autoritățile s-au convocat în ședință, iar Poliția de Frontieră anunță că pe aeroport a fost instalat un termoscaner care verifică temperatura corpului fiecărui pasager. Codul galben de alertă națională privind coronavirusul presupune sporirea măsurilor pentru prevenirea și controlul coronavirusului. Drept măsură împotriva răspândirii coronavirusului de tip nou, pe aeroportul din Chișinău urmează să fie instalat al doilea termoscaner, care va verifica temperatura corpului pasagerilor. Și Poliția de Frontieră a informat că pentru protecția individuală a polițiștilor de frontieră, în punctele de trecere a frontierei au fost transmise mănuși, măști și soluții dezinfectante pentru mâini. Totodată, autoritățile dau asigurări că instituțiile medicale sunt pregătite pentru o eventuală epidemie cu COVID-19, iar Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba are pregătite saloane în caz de necesitate. Premierul Ion Chicu a mai precizat că până în prezent procesul de carantină era stabilit la domiciliul persoanelor care au revenit de peste hotare. După 3 decenii de beznă, locuitorii satului Doltu din raionul Fălești vor avea în sfârșit lumină pe toate străzile din localitate. Lucrările de instalare a unui sistem modern de iluminare stradală au început, iar oamenii spun că nu vor mai avea teamă să iasă din casă pe timp de noapte. Proiectul este implementat grație partidului politic Șor la inițiativa liderului formațiunii Ilan Șor. Ziua în care a fost dat startul lucrărilor de instalare a sistemului de iluminare stradală a fost prilej de sărbătoare pentru toți locuitorii satului Doltu din raionul Fălești. De la mic la mare s-au bucurat că după o așteptare de peste 30 de ani, drumurile din sat nu se vor mai scufunda în beznă pe timp de noapte. Bucuroși am și toți, am și bucuroși că să avem lumină pe toate străzile și iluminat toate străzile. Să nu se teamă, omul merge pe stradă. Sate luminate,
populație protejată. Dacă ar fi luminarea, oamenii ar fi mai în siguranță. Oricum, e mai ușor de mers prin lumină, unii lumina atunci când e întuneric, chiar e imposibil de circulat noaptea. Am văzut în alt sat foarte frumos cu lumină. Mulțumesc, domn Șor, că se ține de cuvânt și zice așa faci, nu ca alții. Și ce spun, mai departe să ne ajute. Motiv de bucurie are și primarul Galina Muntean, care le-a promis oamenilor că le va ilumina localitatea dacă își vor da votul pentru ea. Acum este mândră de faptul că nu și-a dezamăgit electoratul. Îți bucuroasă că mă susțin partidul Șor și mulțumim frumos lui Ilan Șor că promisiunile care am dat eu la oameni nu mi-e rușine să vin în satul acesta și în satul vecin și în satul meu și nimeni nu-mi spune că-i promis. De ce nu faci? Lucrul se face. La eveniment a fost prezent și deputatul din partea partidului Șor, Marina Tauber, care a declarat că iluminarea stradală este proiectul cheie al formațiunii și va fi implementat în toate localitățile conduse de primarii din partea partidului politic Șor. Eu sunt mai mult decât sigură că comuna Ișcalău, în cel mai scurt timp, în curând, o să fie o comună frumoasă și o comună dezvoltată, așa cum s-a întâmplat și în comuna Joră de Mijloc, unde eu am avut onoarea să fiu delegată de domnul președinte Ilan Șor și de echipa noastră în calitate de primar. Recent, în satul Ișcălău, din aceeași comună, s-au aprins luminile pe drumurile din localitate, care a devenit prima care deține un sistem de iluminare stradală bazat în totalitate pe LED-uri. De la începutul acestui an, în 8 localități în care au fost aleși primari din partea partidului politic Șor, au fost instalate sisteme de iluminare stradală, iar până la sfârșitul acestui an vor fi implementate peste 100 astfel de proiecte. Atenție maximă, cod portocaliu de vânt puternic în toată țara. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de astăzi se prevăd intensificări ale vântului, care izolat va sufla în rafală de până la 90 de km pe oră. Avertizarea este valabilă până la ora 20. Vântul puternic face ravagii deja în capitală, mai multe crengi au fost rupte, acoperișul unui bloc de locuit a fost smuls, iar traficul pe bulevardul Dacii a fost blocat după ce un cablu de iluminat public a căzut pe carosabil. Totodată crește pericolul de incendii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, peste 50 de cazuri de incendii de vegetație au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Iar 3 posturi vamale de tip debarcader și-au sistat temporal activitatea în această dimineață din cauza valurilor puternice. Este vorba de posturile vamale Molovata, Soroca și Cosăuți. În context, Serviciul Vamal recomandă cetățenilor să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!